Apocalips! Hai, salut, fraților, și bine ați venit la un nou videotutorial. Eu sunt Genu Astăzi o să vorbim despre partea medicală a jocului. O să vorbim un pic despre toate chestiile medicale pe care le avem la, la dispoziție. Pe partea de injecții nu o să, o să, vorbim, adică pentru fiecare puteți să i dați un double click și să vedeți cam ce vă oferă, pentru că fiecare vă oferă o grămadă de minunății. Singurul lucru pe care vi-l spun este despre Propital, probabil injecția pe care o folosesc eu cel mai mult, adică o duc cam în fiecare ride cu mine, deoarece este foarte, foarte utilă în momentul în care mă, simt, mă găsesc în situații dificile în mijlocul unui fight, am luat damage, mi-o dau rapid, funcționează și ca painkiller și îmi dă health la fiecare secundă, deci este foarte, foarte bună. De restul injecțiilor nu vorbim, puteți treceți voi peste ele, le dați un double click, vedeți ce vă oferă fiecare injecție. Bende, bandage -uri. avem aceste bandage -uri. Și acestea, diferența dintre ele este faptul că uh, aceste bandaje sunt cu două le putem folosi de două ori practic, această singură dată pentru acest aceste bandaje simplu pentru light bleeding În momentul în care noi avem light bleeding, putem să folosim acest bandage și uh, ne oprește bleeding-ul. Avem hermostaticul pentru heavy bleeding cu noul patch a fost introdus heavy bleeding-ul iar cu acest hermostatic avem trei putem să folosim de 3 ori dacă este full și putem opri heavy bleeding-ul la fel ca și uh, acesta este tot pentru heavy bleeding doar că acesta poate fi folosit o singură dată deci este puțin ca la bandage -uri. Doar că aici vorbim de Heavy Bleeding, acesta are un maxim de 3 folosiri, iar acesta unică folosire. CMS kit -ul. avem aici CMS Kit și Survival. La ce folosim aceste Survival kit -uri? Le folosim în momentul în care avem artere, artere negre adică brațe, picioare sau piept, în momentul în care un adversar a tras în noi sau un scav ne-a făcut un braz negru sau un picior negru, nu, degeaba îi dăm heal, nu o să putem de fapt să-i dăm heal pentru că este deja distrus complet, ca să zic așa, atunci putem să folosim unul dintre aceste două survival kituri. Pentru a-l reface la un HP, după care ne dăm heal pe acel braț sau picior sau ce avem Și o să putem să îl ducem uh, din nou sus ca HP Diferența dintre acestea, pe lângă, uh, să zicem, dățile în care putem să-l folosim Pentru că survival kit-ul are un maxim de 15 folosiri CMS-ul are un maxim de 5, mai este încă o, uh, o diferență, în momentul în care pe lângă faptul că avem un braț sau un picior uh, negru complet, îl avem și rupt. Dacă noi folosim un survival kit, o să ne repare practic și acel lucru, în schimb dacă folosim CMS kit-ul, uh, o să ne-l transforme din negru în roșu, deci o să putem să ne dăm health. Dar nu o să ne dispară uh, faptul că este rupt. Uh, deci, pe lângă CMS Kit, noi ar trebui să avem și un splint. Splinturile tocmai sunt pentru uh, artere, pentru mâini sau brațe uh, rupte. În momentul în care l-ai rupt, poți să folosești acest splint. Deci, practic, dacă tu ai cu tine un survival kit de acest gen, nu are niciun sens să ți iei splinturi pentru că acest survival kit tu poți să-l folosești uh, și pentru artere negre, deci complet distruse, dar și dacă sunt doar rupte. În schimb, dacă duci cu tine un CMS kit, atunci trebuie să iei cu tine și splinturi pentru că în cazul în care uh, pe lângă faptul că sunt distruse complet, sunt și rupte după cum vă spuneam, sms ul nu te ajută la faptul că sunt rupte și ai nevoie de splint. Splinturile le avem de două feluri. Avem acest splint și acesta. Singura diferență între ele, amândouă fac același lucru, singura diferență între ele este durata de timp pe care ți-o ca să-l folosească, acesta 3 secunde, acesta 5 secunde și faptul că pe acesta dacă l-ai full, poți să-l de 5 ori, acesta are o singură folosință după care îți dispare din inventar. Iar apoi avem penchilere, avem vazelin, vazelină și gold o să vedem că mai sunt și alte penchilere, dar o să vi le arăt după aceea. Aceste două penchilere fac cam același lucru. Adică în momentul în care tu ai de exemplu un picior uh, negru ceea ce în joc dacă un adversar trage în tine și ai un picior negru te limitează deoarece nu mai poți să alergi și când umbli uh, umbli puțin ciudat ca să zic așa de durere dându-ți această folosind aceste vazeline uh, îți permite practic să alergi sau să umbli uh, normal, doar că, bineînțeles, o să ți ia ușor-ușor din HP-ul total. Uh, sunt diferențe între ele, nu la ceea ce ajută, ci la ceea ce îți ia. Pentru că, vedeți aici, la Gold Star îți ia 15 energy, dar îți dă un uh, puțin la partea de hydration și energy, recovery. Bineînțeles, nu o să-ți recupereze cele C15, dar îți dă 5, practic, înapoi, în timp de 5 uh, secunde. În schimb, uh, vazelina îți ia 5 hydration și 5 energy, fără să-ți dea uh, nimic înapoi. O să vedeți că și presuri, prețurile, adică vedeți aici, prețurile sunt diferite în funcție de ceea ce folosim. Mai avem 6 jos, pe închilere, Așa o să vi le arăt pe toate. Deci, pe lângă cele două vazeline mai avem aici încă câteva penchilere. O altă chestie importantă despre penchilere pe care puteți să o vedeți este durata uh, penchilerilor. Pentru că, în funcție de penchilerul sau vazelina pe care o folosești, durata lor este diferită, deci puteți vedeți la fiecare în parte care este diferența. Avem uh, ibuprofen, care are, poți să-l folosești de 15 ori dacă l-ai cumpărat full. Îți ia hydration minus 15. Uh, efectul pe care ți-l dă la toate pain astea este același ca și uh, cel pe care ți-l dau vazelinele. Deci dacă ai, de exemplu, un uh, picior uh, negru, și nu poți să te miști la fel de bine cu un penchiller, ești ca nou, doar că trebuie să -ți ții cont de faptul că având un picior rupt, de exemplu, când tu alergi, o să înceapă să urle practic caracterul tău și o să zia HP din HP-ul total. Avem augmentin, care este un fel de ibuprofen, doar că îți ia doar 5 hydration, în schimb îți dă plus 5 energy, durata în schimb este uh, mult mai mică după cum puteți vedea și are o singură folosință adică poți să-l folosești o singură dată după care îți dispare din inventar în schimb uh, acest acest painkiller are un maxim de 4 folosiri dar după cum puteți vedea este cam cel mai slab ca să zic așa deoarece îți ia minus 17 la hydration și durează doar 80 de secunde deci eu folosesc acesta doar la început de joc, când pain celelalte de gen ibuprofen, vazelină sau gold star costă foarte mult, nu am foarte mulți bani și atunci îl folosesc pe asta, Dacă nu, nu prea îl folosesc numai dacă mă găsesc într-o situație foarte, foarte dificilă și nu am alte painkillere. Cam aceasta este partea de uh, painkillere pe care trebuie să o cunoașteți. Iar ultima parte, cea de medsuri, avem i2, slice of cheese, cum se mai numește, la fel folosită la început de joc, îți dă health, are doar 100 ca capacitate dacă este full, deci este destul de mic și nu are alte întrebuiințări, deci îți dă doar health, așa general, nu este foarte bun. În schimb, începând de la Car Kit Grizzly, IFAC și Salewa, îți permite să oprești și heavy bleeding-uri sau uh, light bleeding-uri. Acum vedem despre ce este vorba. CarKit-ul îți permite, pe lângă faptul că are 220 total dacă îl iei full, uh, îți dă HP, îți permite să oprești și light bleeding-uri nu-ți permite să oprești heavy bleeding-uri, deoarece dacă nu greșesc, pentru a opri un heavy bleeding, îți folosește 240. Nu are o capacitate atât de mare, deci cu acesta tu ești sigur că poți să-ți dai un hell de până la 220 dacă este full sau dacă este nevoie poți să îți oprești un light bleeding. Light bleeding dacă nu greșesc, este de 50. Deci când oprești un light bleeding, automat îți dispare 50 de puncte și după aceea poți să-ți dai health cu restul care ți rămâne. În schimb, ai facul și saleua având o capacitate mai mare. După cum puteți vedea, saleua are o capacitate maximă de 400, iar ai facul de 300 dacă sunt full. În cazul în care tu ai un light bleeding, cu oricare dintre ele poți să îți oprești light bleeding-ul, îți ia 50 din capacitatea lui, după care poți să folosești restul pentru da health, ceea ce înseamnă că nu ai nevoie de uh, banduri, uh, Dar poți să le folosești și pentru heavy bleeding. Adică dacă te găsești într o situație dificilă în care nu ai uh, această chestie, această fașă sau termostaticul pentru un heavy bleeding, poți să folosești un IFAK sau un SALEOA ca să-ți oprești heavy bleeding-ul, dar trebuie să fii conștient de faptul că în momentul în care o să-l folosești, de exemplu, ai un IFAC, să zic, full, 300 din 300 îl folosești, 240 din start îți pleacă doar pentru faptul că îți oprește heavy bleeding-ul, ceea ce înseamnă că îți mai rămâne iFac-ul la 60, deci o să mai poți să să-ți dai doar 60 de uh, HP. La Saleo, în schimb, capacitatea lui de 400, deci dacă ai un heavy bleeding, de exemplu, îți ia un 240, tu mai rămâi cu 160 pentru uh, HP ca să-ți dai HP. Ultimul este Grizzly-ul, care are o capacitate de 1800. Aici nu cred că este chestia să ne preocupăm, mai ales dacă l avem full, că avem light bleeding sau heavy bleeding, pentru că ne putem permite să l folosim, adică la 1800 capacitate nu este niciun fel de problemă. Un lucru în plus pe care acest grizzly l are față de toate celelalte medsuri din această categorie, față de CarKit, de iFax sau saleva, este faptul că acest Grizzly funcționează și ca un splint. Vă uh, explicam mai devreme cele două splinturi de aici că ne ajută în momentul în care noi avem un picior rupt sau o mână ruptă, ne ajută să le reparăm, ca să zic așa, e bine, în momentul în care noi avem un grizzly, nu mai avem nevoie de aceste splinturi, uh, pentru că putem face același lucru și cu grizzly -ul. Deci grizzly -ul ne repară, practic conține și splint, ca să zic așa. Și ne poate repara o mână sau un picior în momentul în care este rupt. Deci, cea mai bună combinație, ca să zic așa, pe care voi puteți să o faceți, uh, din punct de vedere al mențurilor, pe care le duceți cu voi, în cazul în care vreți să duceți un grizzly, n-are rost să mai duceți nici uh, chestii astea pentru heavy bleeding, nici band bandage-uri pentru light bleeding, dar nici uh, splinturi. Ceea ce înseamnă că cu voi ar trebui să duceți doar acest grizzly, grizzly, un CMS kit care vă este suficient, nu aveți nevoie de survival, pentru că tocmai uh, cms ul nu acoperă și partea de arteri rupte, dar o face grizzlyul și un painkiller. Cam atâta. Sau în cazul în care nu vreți să duceți grizzlyul cu voi, atunci cealaltă combinație care ar fi, ar fi ori CMS plus splint uh, plus un hermostatic pentru heavy bleeding-uri, plus un Saleo sau un Carchit sau un IFAG uh, plus PainKiller sau în loc de CMS plus Splint puteți să luați direct un Survival, un PainKiller, un Hermostatic și uh, un IFAG sau un, uh, un Saleo. Sper că am fost destul de clar în ceea ce pra uh, privește partea asta de Cure, Health, Heavy Bleeding-uri light bleeding-uri și așa mai departe. Dacă aveți alte întrebări, lăsați un coment jos și o să vă răspund tuturor. Lăsați un like dacă v-a fost util acest video. Have fun, băieți!